Opera marelui povestitor Ion Creangă a fost o permanentă sursă de inspirație pentru dramaturgi, scenariști și regizori de teatru și de film. În vara anului trecut, chiar pe locurile în care s-a născut și și-a petrecut copilăria Ion Creangă, o echipă entuziastă cu actori mai mici și mai mari din Târgoviște și Piatra Neamț a filmat vreme de mai multe zile copilăria din amintiri. Filmul este compus din fragmente din amintiri din copilărie, Capra cu treiezi, Cinci pâini și povestea unui om leneș. Filmul reprezintă și o pledoarie turistică pentru că prezintă publicului locuri minunate, cum ar fi Humulești, Cetatea Neamțului, Salba de Mănăstiri de pe raza comunei Vânător Neamț, Parcul tematic Ion Creangă și altele. În aceste condiții era firesc, în preajma zilei de naștere a lui Ion Creangă, lansarea oficială a acestui film să se desfășoare chiar pe aceste locuri încărcate de istorie și de legendă. Amintirile lui Ion Creangă au fost readuse în prezent printr-un film artistic realizat de o asociație din Piatra Neamț. Filmul a fost difuzat în premieră zilele acestea, când se împlinesc 177 de ani de la nașterea povestitorului Ion Creangă. Prima difuzare a filmului și premiere artiștilor care au jucat în film și a echipei de producție a avut loc la liceul Vasile Conta din Târgu Neamț. Să trecem și la domnul actor Constantin Firon. Pentru toți cei care au jucat în film, rememorarea amintirilor și interpretarea unor personaje atât de îndrăgite a fost o experiență de neuitat. Filmul acesta a fost realizat mai mult cu pasiune și suflet, din cauza că atunci când am fost sunat de către regizorul acestui film, Victor Mihalache, și mi-a propus ca să interpretez rolul lui Ion Creangă, anunțându-mă că nu există buget pentru acest film, am răspuns fără nicio reținere, da, pentru că pentru mine a fost o onoare a interpreta rolul marelui nostru povestitor Ion Creangă, pe care eu îl așez în elita europeană alături de povestitorii frații Grimm și de Andersen. A fost un film extraordinar, filmările au fost de asemenea și a ieșit foarte bine. Am avut o experiență foarte frumoasă astăvară, am legat multe prietenii și a fost o distracție pe cinste. Filmările au fost foarte frumoase, o atmosferă plăcută, fără stres, cum este de obicei la filmele hollywoodiene, ca să spun așa. Toată lumea s-a simțit bine, rolurile au fost ușoare și normal, din amintiri din copilărie. Regizorul Victor Mihalache și-a propus să promoveze acest film și mai departe, inclusiv la festivaluri internaționale de film. E un privilegiu să-l sărbătorești pe Ion Creangă acasă, aici, la Humulești, la Târgu Neamț, la Piatra Neamț, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a acordat această șansă, că l-am cunoscut și l-am ca tovarăș de drum pe actorul Constantin Tiron, cel care îi dă viața lui Ion Creangă într-un mod excepțional. Le mulțumesc copiilor și tinerilor din trupele noastre, copii din întreaga țară, dar și un copil din Serbia ce fac parte din această structură numită Clubul Victorioșilor, și mulțumesc partenerilor de aici, din județul Neamț, pentru că iată ne ajută să îi învățăm pe copiii din întreaga țară, ba chiar și de peste hotare, pentru că acest film vrem să-l înscriem și la festivalul de la Cannes și la alte festivaluri de gen. Ne ajută să prezentăm România, să prezentăm tradițiile, obiceiurile noastre într-un mod excepțional. Într-o zi mi-am prăpădit căprile. Într-o zi mi-am căprit prăpădit. M-am dus pe o cărare și am ajuns într-o pădure. M-am cărărit pe o dusă și am pădurit într-o ajunsă. Acolo am intrat într-o poiană. Acolo am poinit într-o intrare și-am văzut un bordei și-am bordeit un văzut. M-am apropiat de bordei și m-am uitat pe un geam.